cură de două săptămâni cu coada șorcelului, curăță eficient sângele și ficatul de toxinele acumulate, starea permanentă de oboseală, kilogramele în plus adunate și problemele de memorie pot fi cauzate de acumularea de toxine în organism. Cu toate că organismul nostru are propriile mijloace prin care elimină rezidurile, resursele sale sunt limitate și astfel este recomandat ca la intervale regulate, cam de două ori pe an, să facem o curățire generală a corpului. Detoxifierea organismului presupune accelerarea eliminării toxinelor la nivel sanguin, renal și hepatic, iar printre cele mai bune metode de detoxifiere se numără cele pe bază de plante. Coada celului se află pe lista de plante cu efect detoxifiant. Are o puternică acțiune de curățare a sângelui, elimina mucozitățile din plămâni și din stomac, stimulează apetitul, oprește sângerările stomacale, vindecă arsurile, reglementează tractul intestinal, ajută în caz de diaree sau constipație, curăță și pune ficatul în mișcare. Mai mult, această plantă colectează și absorbe impuritățile după care, ca un detergent, desface aceste insulițe de toxine în forme pe care organismul nostru le poate elimina mai ușor. Infuzie și macerat din coadașor celului pentru detoxifiere infuzie. O linguriță de plantă, fie uscată, fie proaspătă, se operește cu 250 de mililitri ml de apă fiartă. Se lasă la infuzat timp de 30 de minute după care se filtrează. Macerat la rece. O linguriță de plantă se adaugă în 250 ml de apă și se lasă la temperatura camerei între 6-8 ore. Ulterior, se strecoară și se consumă ușor încălzit. În cazul în care se folosesc flori proaspete, este suficient ca acestea să stea în apă doar 2-3 ore. Cură cu coada șorcelului pentru curățarea sângelui, se consumă zilnic una două căni de infuzie sau de macerat, cu înghițituri mici. Se recomandă cură de două săptămâni pentru curățarea sângelui, dar și pentru activarea funcțiilor biliare și hepatice, pentru întărirea stomacului și pentru prevenirea bolilor ginecologice. Notă. Pe durata acestor două săptămâni, se recomandă eliminarea din dieta cărni grase, a fumăturilor, conservelor și mezelurilor, bulciurilor și produselor de patiserie. Coada celului, contraindicație în sarcină și alăptarea persoanelor sensibile alergice la plantele din familia Asteraceae a nu se administra vreme prea îndelungată și sau abuzivă. Multă sănătate! Să auzim de bine, abonați-vă, apreciați și distribuiți! Țineți cont de toate sfaturile oferite și nu veți regreta.